Fodor Winery, cea mai premiată companie vinicolă din Moldova. La mijloc de săptămână, când de lucru ai scăpat, cu telecomanda mână, hai întinde-te pe pat. Ia cu tine un vin rece și-l toarnă în pocal. Cu noi timpul vesel trece, că la noi e vânt și val. Vânturi, valuri, vânturi, valuri, vânturi, valuri, vânturi, valuri. Hey! După acest accent muzical pus de Eugen Gorgoț, cred că v-ați dat seama că avem parte de o altfel de emisiune, fiindcă ne aflăm în preajma zilei de 1 aprilie, ne-am gândit să axăm ediția de astăzi a Vânturilor Valurilor pe glume, pe umor de calitate, să ne aducem aminte de produsele umoristice și la Jurnal TV, dar și în alte părți, să ne aducem aminte de mari comedianți, mari actori de comedie, clasicii genului, să ne aducem aminte de glume celebre, de cântăreți și oameni de televiziune. Toate astea se vor întâmpla, sperăm noi, astăzi, fiindcă și emisiunea se va derula cumva sub semnul improvizației. Multe lucruri nu le cunosc nici eu, cum se vor aranja, cum se vor așeza pe parcursul acestor aproape 2 ore. Sper să iasă bine. Mulțumesc în primul rând partenerului nostru, Fautor, pentru prezența și în această seară. Și, ca de obicei, pornim concursul nostru Coșul Minim de Literatură, dar iarăși prin prisma acestei emisiuni dedicate sau aflată în imediată apropiere de 1 aprilie. Astăzi vă oferim această carte care se numește Bodyguard la Maica Natură de Efim Tărlapan. E în temă, sunt parodii, sunt epigrame, tot ce este legat de umor, de calitate. Concursul va fi și el un pic altfel decât v-ați obișnuit până acum și va consta în următoarele. Vă rugăm să ne trimiteți, să scrieți și să ne trimiteți pe adresa noastră a emisiunii Vânturile Valurile Live pe Facebook o descriere în 6 cuvinte, atenție, în 6 cuvinte, a cele mai tari farse de 1 aprilie de care ați avut parte sau de care ați auzit, să ne lăsați și numărul de telefon, fiindcă la sfârșit vom telefona 3 sau 4 dintre pe autorii celor mai intrigante propuneri, oferte, nu-i așa? Și ei ne vor povesti deja prin viu grai ce au avut în vedere și ne vor relata farsa pe care tot invitații mei o vor identifica pe cea mai bună. Iar invitații sunt specialiști în materie. Este actorul, regizorul Anatol Durbală, este Dumitru Roman, alias Beton, și prin Skype de la Berlin îl avem ca invitat pe Valeriu Curtu. Valeriu Curtu este un caricaturist extrem de cunoscut și apreciat în Europa. Despre asta vom vorbi mai târziu. Iar invitatul muzical special este Eugen Gorgoț. Dacă mai țineți minte celebra acum un an sau doi, cât, Eugen? Acum un an sau doi, exact, ați spus. Perfect. Eugen era omul care punea accentele muzicale acolo și comenta muzical foarte multe chestiuni care se întâmplau în timpul emisiunii. Dar așadar, dacă ați vorbit de umor de calitate, eu pot să plec acum sau? mai stai că îți lăsăm timpul să te compromitem până la capăt. Poți să pleci atunci când e vorba despre medicină de calitate. Dar fiindcă este vorba de, sau am anunțat noi emisiunea care se află în proxima apropiere de ziua de 1 aprilie, eu aș propune pentru început să ne spuneți ce poante, ce farse de 1 aprilie, cele mai tari,
de care ați avut parte. Beton, să începem cu tine. În primul rând vreau să spun că denumirea emisiunii chiar într-adevăr coincide cu zona unde ne aflăm. Băieți, închideți, vă rog frumos, ușa, că bate curentul, bate vântul. Că, și valori, într-adevăr, valori putem face în pocal, valori de mine. Farse de 1 aprilie, pot să spun că am avut foarte, foarte multe pe seama mea, s-au făcut. Dintr-un simplu motiv, eu când adorm, e foarte, foarte greu să mă trezești, adică vorba poetului, poate treci ștancul pe lângă mine, dar eu nu mă trezesc. Pot să povestesc un caz care s-a întâmplat chiar în luna aprilie, nu chiar de 1 aprilie. E, luna aprilie, deci da, e, luna, e da. Luna glumilor. Da. Eram student pe atunci, eram parte, ca și toți studenții, de fapt, într-un reality show, care la fel coincide cu denumirea emisiunii, Vânturile Valorile, la dumneavoastră, domnule Butnaru, dar la noi era Vânturile Valori, Balorile, îmi cer iertare, da. Adică vânturile, cum mama, vorba mamei, unii bate vânt, acolo ești tu și deja balul la lucru. Și fiind studenți, am spus noi, hai să ne adunăm, să ne întrunim într-o adunare, să discutăm, să mai citim câte ceva, da, să înlăturăm restanțele care le avem. Unii ne vedem la cămin, evident, vă dați bine seama ce se întâmplă la cămin, domnul Durbal deja râde. Ne-am adunat noi ca să citim, venise un băiat cu două restanțe bune de astea, de casă. Adică... De 3 litri sau din litru mai. Dar, Beton, condiția este să fii și concisă toată povestea asta. Da, sigur că deci, da. Sigur, noi putem să stăm mult, dar totuși e limitată emisiunea. Da, repede, succint. Mai pe scurt, am citit, noi s-a apropiat și un profesor tânăr, laborant, a spus că băieți, eu mai am niște lecturi, dacă vreți să citim niște conspecte, că noi destul avem o tigaie de conspecte pe masă. Am citit destul și pe vremuri, vă dați bine seama, fiind studenți, nu chiar nu puteam să ne permitem cu taxi. De fapt, taxi, mai mult cu maxi-taxi. Și pe atunci mergea 160 ruta. Am urcat în acel transport, șoferul deodată s-a dat seama că eu sunt citit. Pe lângă asta mai erau încă niște pasageri citiți, la ora 11 seara. Adică, farsa e în felul următor, că m-am trezit la Cojușna, a doua zi dimineață. Da? Șoferul a considerat, a luat el de cuvință ca să mă lase acolo în masă taxi să dorm și m-am trezit în ograda omului, fericit, odihnit și dumnealui dimineață când am intrat, gata, ești odihnit și l-am întrebat, 3 lei să vă dau pentru călătoria înapoi la Chișinău? Zic, nu, dar de seară cred că o să iau eu o zi liberă și o să citesc și eu. Nu mai citești tu atât. Domnul Butnaru, da, eu mi-am amintit de alte istorii, tot după o seară plină de lectură, se trezește un bărbat într-o anturaj care nu recunoaște nici pe cei de alături, nici anturajul și nu ține nimic din seara de lectură, da, cum a fost la tine și dimineața el cântă așa. Spune că tot a fost numai un vis. Spune că ești Maria, nu Boris. Domnul Nicolae a chemat șofer, adică nu. Bun, Anatol, tu nu ai avut parte de farse de 1 aprilie. Să mă gândim acum că e una... Poate nu neapărat de 1 aprilie. E una să consumi umor și cu totul alta să faci umor. Prima parte e veselă, a doua e foarte tristă și banală și trivială. Și mă gândesc că chiar dacă poate dintr-o parte pare că eu sunt plin de farsă și de poante din astea, mie nu mi s-au prea întâmplat, nici eu n-am prea făcut la alții, anume de 1 aprilie. Dar este adevărat că farse teatrale, sau tu tot ești om de teatru, știi cât e de plin teatru. Farse teatrale sunt foarte aproape. Da, renumite, celebre, în toată lumea și... care au prins barbă, deja au prins legende. Apropo, te întrerup un pic, aș vrea, visez foarte mult, să facem o emisiune, să adunăm oameni de teatru, să vorbim despre farse, nu doar farse, dar tot felul de întâmplări teatrale care sunt de o spectaculozitate aparte. Da, teatru din culise deseori e mult, mult mai interesant decât cel din scenă și atunci când se încheagă, pentru că trebuie să se prindă o atmosferă de genul ăsta, care noi am trăit-o de foarte multe ori, și atunci, într-adevăr, da, și dacă aș lua din farsele teatrale, mi-am amintit două, una care am făcut-o eu mulți ani în urmă, colegului meu Sandu Leancă, se juca Hamlet, era o frigăraie în teatru, nici acum nu-i foarte cald, dar atunci erau anii, era 98, 95, 96, nu mai știu,
era foarte frig în teatru iarna și noi jucam Hamlet și în Hamlet așa era ideea regizorului Sandu Vasilache, toți care mureau, că acolo sunt multe cadavre, toți care mureau, toți se schimbau hainele care erau mai groase, niște hăinuțe care erau din cearșafuri albe. Deci erai gol, disculț, știi, că erai duh alb, știi? Și intervenea în Hamlet din când în când câte o muzică, o melodie, o temă așa cerească. Și toți care eram în alb ieșeam repede în scenă și tot treceam pe acolo, eram deci fantomele. Spectacolul foarte, foarte curios montat, în fine. Și în antract, între primul act și al doilea, eu eram în faza, eu eram duh din start, pentru că eu l-am jucat pe Ioric, deja e o farsă, eu l-am jucat pe Craniu ăla, deci toată lumea în Craniu, eu am jucat așa. Iar Sandu Leancă era, care a jucat unul dintre ăștia doi, Gildesens sau Rosencrantz, împreună cu alt Sandu de cu seară, se încălzeau la calorifer. Avem noi un loc călduț acolo unde stau toți cavrebili și ocupă locul. Și era, el deja murise în spectacol și era și el în alb și își îmbrăcase cămașa lui în carouri de așa mai groasă, care avea o cămașă și a încheiat-o la toți nasturii, toți nasturii până sus. Deci lumea își lua paltoane, dar asta era într-o cămașă și lipit de calorifer. Și eu trecând și așa, nu știu, deci mi-aș iarung, zic, mai Sandu, mai cum ai putut tu mai să ieși în cămașa asta, în Hamlet, în scenuții ruși? Deci, în secunda asta, eu am văzut cum omul a devenit alb. Dar cel mai curios lucru, știi ce s-a zis? Erau amândoi, Sandu și ăsta și ăsta, care ieșeau tot timpul împreună. Ei sunt parteneri de scenă, scenele sunt doar împreună. Ei s-au uitat unul la altul, au avut impresia că s-au văzut prima dată în viață. Și Sandu, unul îl întreabă pe Sandu, doi, Sandu, eu am ieșit în cămaș, dar doilea, nu țin minte. Deci, pur mă s-a riscat că l-am mințit, dar era foarte posibil să ieși în Adidas sau în asta. Da. Și a doua farsă, iartă-mă că mai spun una, s-a întâmplat tot cu un coleg de-a meu acum în România, nu știu dacă îmi dă voie să-i spun numele, nu îl spun. Era un spectacol de Molière, dar în Molière așa e, comedii sunt foarte multe, în actul 5 vine o persoană, un unchi, o mătușă, un cineva și dezleagă toată poanta spectacolului, adică tot conflictul. Și iată, domnul Negoiță urma să apară în calitate de nu știu ce unchi și actorul de care vă vorbesc ieșea în scenă și avea, el era îndrăgostit acolo și avea un monolog de o pagină în rimă. Că, dar uite, tocmai tata a sosit ca la poruncă, da, această mână sfântă, ta. Nu știu dacă aici pot să mă ridic, băieți? Deci apar el în scenă și se întâmplă în momentul ăla, știi, când actorii mult deseori, într-adevăr se întâmplă așa, alb, iată, alb, nu pot să-mi explic ce se întâmplă, iată, pur și simplu zboară tot. Nu că ai uitat un cuvânt, dar alb. Și el face o pauză și face așa. La care Igor Chistol, înalt, impozant, se uită și vrea să-i șoptească și îi spune, poate tata? Și el zice, da. E seama că vine tata și ai să ai probleme. Și asta a fost tot Molierul, tot monologul. Iată, din astea, poate câte vrei. Numai că nu vreau treabă cu 1 aprilie. Farsele de 1 aprilie, în general, au un istoric lung, interesant, spumos, stufos. În general, pe timpuri. Acum 20 de ani, cred că... 20 de ani, mai mulți ani, dar în special aici, la noi, farsele pe timpul sovietic, zai seama, în ziare, nu se făceau. Dar această industrie a farselor de 1 aprilie se făceau în ziare, fiindcă atunci era mijlocul cel mai important de comunicare în masă, ca să zic așa. Dar era și o regulă, în Marea Britanie, de exemplu, unde se făceau farse foarte dure la adresa cititorilor, erau induși în eroare, era o regulă, durează toate glumele, durează numai până la amiază. După aia, gata, era interzis să mai glumești, să mai lansezi tot felul de glume. E bine, în ziarele în care le-am făcut eu, mi-aduc aminte de două farse, multe au fost de fiecare 1 aprilie, ceva inventam. Era anul 1992, lucram la Sfatul Țării și ne-am gândit la următoarea farsă. Am publicat pe prima pagină, bineînțeles, un articol în care spunea că de astăzi Republica Moldova a trecut la valută proprie. Atunci, știți bine, erau încă cupoane. Și se dă poza frumos, un dolar, valută proprie, care se numește dolar moldovenesc. Era dolarul decupat, bineînțeles, Franklin sau cine, era și pus fotografie lui Talmaci, era guvernatorul Băncii Naționale și în felul ăsta apare ziarul, venim la redacție, așteptăm reacțiile. Reacțiile n-au întârziat să apară, au început telefoane, sute de telefoane, sunau oameni din Parlament, întrebau dacă e adevărat, nu e adevărat.
Ne așteptam la reacție de felul ăsta, dar pe la 10:30 se deschid brusc ușa la secretariatul general și intră Leonid Talmaci, care era guvernatorul Băncii Naționale, cu o falcă în cer și cu una în pământ și spune: cum a apărut bancnota cu valută națională, dar guvernatorul Băncii Naționale nu știe nimic despre asta, că mă întreabă deputații. Bineînțeles că asta a fost o farsă pe care o țin minte și o alta. În 96 deja făceam ziarul Flux și iarăși am publicat, în, nici măcar în prima pagină, un anunț modest și am făcut. Ne-am luat, eu cel puțin, mi-am luat toate măsurile de precauție și am scris: azi, 1 aprilie 1997, redacția noastră vă anunță că angajăm tineri sub 30 de ani la munci în Grecia, la Murat Portocale. Telefon. Sfeșteut reacția care a urmat, bineînțeles că renunțam la ideea chiar în clipa în care îmi venise în gând. Ei bine, telefoanele au durat până în luna iulie și oamenii tot continuau să se angajeze la Murat Portocale. Și noi atunci spuneam: vezi dacă suntem specialiști. E adevărat că am avut că vor fi angajați în primul rând cei care au experiență în domeniul muratului. Bineînțeles că oamenii la noi sunt foarte tari. Sunt o sumedenie de astfel de farse, se numește dezinformare, fals în știre. Adică fals putem, în acte. Avem parte de astfel de știri. Eu zic să mergem acum la Berlin să vorbim cu Valeriu Curtu. Valeriu. Îmi pare foarte bine. Valeriu înțelege bine românește, o să vorbească rusește, fiindcă noi ne cunoaștem încă de la VGIC, că asta a fost foarte mult, acum 30 de ani, nu știu cât. Da, și Valeriu, hai mai întâi dacă ai o farsă și după aia am să-ți spun și întrebări. Dacă ți-ai minte ce s-a întâmplat de 1 aprilie. Далеком 94-м году, когда приехали мы в Германию с семьей, и мы так переживали, чем будем заниматься здесь в Германии, как мы будем здесь работать, как зарабатывать деньги, и, не зная языка, в общем, с такой тревогой жили первые месяцы. И пошли, как обычно, переселенцы, оформляли документы в полиции, там бумаги, бюрократия, столько бумаг было, это ужас один. И пришла бумажка с полиции о прописке. И там мы читаем, а нам до этого говорили уже бывалые люди, что, ребята, будьте внимательны с датами, всем, потому что будут большие проблемы. Это будет стоить деньги переделать документы. И мы читаем вот так внимательно, смотрим, все нормально. Я, Валерий Курт, родился в Ленинграде. Мы в шоке. И написали ответную бумагу в полицию, что неправильный адрес рождения. Я родился в Унгенах. И где-то через неделю приходит бумага, опять мы проверяем, читая: Валерий Курту родился в Ленинграде. Думаю, да что ж такое? Ну, поехали мы, собрались, поехали на край города в полицию, заходим в полицейский участок и говорим женщине, говорит: вы знаете, у нас неправильно прописка сделана, уже дважды нам неправильный адрес, где я родился в Молдове, в Унгенах. Полицейская такая серьезная, говорит: мы не ошибаемся, и взяла эту бумагу, ушла в кабинет, там что-то она напечатала, и приносит бумагу, и мы читаем прописку, где Валерий Курту родился в Ленинграде. Мы в шоке были. Как это? Третий раз? И она побагровела, ушла, уже напечатала, и мы уже смотрим, все точно. Ну, понял, что здесь в Германии я без работы не останусь. Да. Валерий, am citit mai multe, sunt special pe rețele. Participi acum la o expoziție de caricaturi la Berlin foarte mare. Да, вот большая проблема с этим вирусом, пандемией. Вообще 1 апреля должен был быть в Кишиневе уже второй раз. В прошлом году должна была выставка открытия как раз 1 апреля, день великому дню дурака, посвященная Кипаруши, Жесви Кипаруш. Мы целый год собирались с Виктором Павлюком, с нашими карикатуристами молдавскими, целый год в архиве работали, сделали короткий фильм. Я уже купил билет, чтобы прилететь в Кишинев и сделать в Брынкуш галерее выставку. И буквально за неделю случилась пандемия. И вот уже второй год откладываем эту выставку. И, может быть, на следующий год будет, чтобы быть нормально. Видно, боятся юмора. Юмор опасен.
Valeriu, am înțeles că multe din caricaturile tale, mai ales în ultimul timp, alea legate cu pandemia, au deranjat multă lume, inclusiv autorități, inclusiv au fost cumva blocate unele imagini cu caricaturile tale. Cum te simți tu în Germania sub aspectul ăsta al satirii? Валерий, мы же родом из той страны, мы знаем, как бороться с эзоповским языком против цензуры. И, конечно, мы подстраиваемся, и цензоры не такие уж и великие, они все знают, все понимают, и обманным путем, как-то менее такими трюками, обходим их. Конечно, бывает, закрывают и на месяц, на два месяца закрывали из-за карикатуры. Да. Я даже был в шоке, из-за чего они закрыли, какой у них там имеют они, какие имеют, как сказать, пункты цензуры. Да. Ты просто даже удивляешься. O să mai continuăm tema asta. Hai să vedem câteva caricaturi, un material video cu caricaturile lui Valeriu Curtu. Și încă o întrebare, Valeriu, ai lucrat, ai profesat această artă dificilă a caricaturii în Uniunea Sovietică, ai lucrat la faimoasă revistă Chipăruș, aici în Chișinău, dar ești stabilit și în Occident. Iată un caricaturist, un om care în fond arată lumii în oglindă imaginea neplăcută, ca să zic eu așa, a celui care se privește. Caricaturistul în URSS și caricaturistul în Occident, cât de mare este diferența sau cât de aproape sunt asemănările? Ну это такая сложная проблема. Конечно, есть оригинальный юмор, который немцы не понимают, что творилось, где мы в той стране жили. И это, но есть карикатуры, которые интернациональны, и они без слов понятны. Тем более сейчас интернет, такая скорость общения, обмен информацией. И карикатуристы стараются, чтобы поменьше текста было. Вот там первую карикатуру мы показали, Меркель бежит со шприцом. Там фраза на немецком написана, что ваше здоровье принадлежит не вам, а принадлежит нации. Ага. Это же фраза доктора Хромова, знаете, да? Да. Который в бункере. Да. Да. То же самое творится. Да. Валерий, вот мулчимес форте мульт пентру дискуссия аста. Аж вряд ли акума с Куюджен, финка то там помини де тет педос о эмиссионе, care după mine a făcut epocă la televiziuni pe aici, la Jurnal TV. Hai să vedem un scurt material video și pe urmă discutăm și cu tine. La sfârșit de săptămână, când de lucru ai scăpat, cu telecomanda mână, hai întinde-te pe pat. Ia-ți o băutură rece și un băz de cabanos, cu noi timpul vesel trece, că la noi tăt pidos, îi tăt pidos, serial pidos.
cel mai pidos. Dacă ești pidos, o vrei să fii pidos, se-ntorci pidos, tot ce-i pidos, tot ce-i pidos. Momentul ăla când două băbuți stau pe bancă, la poartă, știi, vara, cum ele stau de obicei, băbuțele discută și una zice: fata, ai auzit că Ionela lui Gheava Săli se însoară, fa? Ei, da, și cu cine fa, și cine fa? Dar nu știu, de pe Facebook, dar nu mă întreba și satea asta, că nu știu. Da, eu știu asta, știi, că... Of, măcar ghine că mireasa nu e gravidă, of, măcar ghine că o născut până la luntă. Mi-a adus aminte de tot bancul ăsta când doi gamer, știi ce înseamnă gamer? Adică ăștia care 24-24 joacă calculator, da? Și când într-o zi unul îi spune la altul: Hristos a înviat, și level, și level la altul. Da. Îți trezești una de reanimare, știi? Spre-ți vă rog parola de la Wi-Fi. Deci, și voi ești de reanimare? Cu litere mitere sau mare? Doamne, au venit în sfârșit! Da! În serialul Jesus, un banc de la tine, Doamne! Hristos a înviat! Fix sună ușă. Și vine moșneagul și jor deschide ușa. Cine? Știam mai scut unul din fanfară cu toba, știi? Mă scuzați, dar și mormântare au dat comandă de fanfară. Și nu, eu încă n-am murit. Și că doctorul ne-a mai zis că maxim încă vreo jumătate de an am trăit. Pot eu să lăs toba aici? Da, pregătiți știri că o să le pregătim și noi. Come on here, Scorpions. Come on here. Mergem la cal. Da, da, mă rog, da. Eu mă repet a doua oară. Ne suntem în viață încă, pentru că așa vrea Chuck Norris. Ok. Siricule. Săptămâna viitoare. La altă noapte. De aici? Da, da, mă, de unde vrei? Săptămâna suntem aici. Cu mine. Sănătoși, acolo. Tineri și bărboși. Așa e. Hai. După casa. De unde vrei să mergi? Abur, cărămidă. La sfârșit de săptămână, când de lucru ai scăpat, cu telecomanda mână, hai întinde-te pe pat. Ia-ți o băutură rece și un băz de cabanos. Cu noi timpul vesel trece, că la noi te pidos. Te pidos, serial pidos, cel mai pidos. Dacă ești pidos, vrei să fii pidos, se-ntorci pidos, tot ce-i pidos. Da, a fost un produs, din punctul meu de vedere, bun, uneori chiar cu umor de calitate. Pentru tine ce a însemnat participarea la filmările acestei emisiuni? Din ce știu eu că, așa cum apareți voi goi, cu înfășurați cu aceste ceașafuri, dar de fapt filmările aveau loc iarna pe un frig trist. Teribil. A fost o farsă mare tot proiectul acesta. Asta au fost 16 emisiuni, da, Finu? Da, 16. 16 emisiuni filmate, acolo era o temperatură constantă în demisol, undeva între 6 și 8 grade. Nu conta că e vară, ca să ne păstrăm. Să ne păstrăm. Ca să ne păstrăm. Și eu aveam de câștigat, pentru că eu nu intram în așa zisă saună, acolo în baia aceea, dar cine intra, ca să arate bine la cameră, îi mai stropești cu apă în noi împrostiri. Da. Apa era caldă. Da. Dar înghețat era rece, dar pe moment. Și înșeam cu pielea de găină de acolo. Însă duiam să luăm cadrul general ca să nu se vadă pielea, de altfel dădeam de gol. Ceea ce era cel mai trist, pentru că toți flăcăii ăștia care... Noi toți veneam, de fapt, acolo miercurea, da? Da, era miercuri seara, după serviciu, obosiți, era un singur băiat din toți cei care se pregătea înainte de asta. Da, iar noi dădeam cu ziarele și cu improvizații. Erau mai mulți? Eu nu despre tine. Da, care se pregătea, era unul. Echipa tehnică se pregătea. Da, echipa tehnică se pregătea, dar cel mai trist era că ei stăteau la masă, acolo era bere, era pește, pe smiez ce mai aveau de seară după lucru, obosit până noapte, filmam până la 1, 2 uneori. Era bere pe bune, am înțeles, că nu? Nu.
nu scoatem sigur tot gunoiul în casă. Nu, da, nu. Sauna nu, nu era, dar da. Nici berea nu era. Era ceai de măcești. Nici berea nu era și eu mă uitam. O oră, două, cât mergeau filmele, filmam dintr-o... Tu erai pedepsit de asta și stăteam... Da, și eu stăteam și mai cântam vreo 8, 10, 12 cânticele, comentam acele glume și nu ajungeam la bere. Și următoarea farsă în viața mea a fost emisiunea asta, Valurile Dunării, Vânturi Valuri, care tot sunt prea departe de vinul cel... Asta, în publicitate, te rog. Da. În publicitate, bun. Deci mereu fiindcă, sunt pedepsit, eu sunt supărat de... Fiindcă avem doi reprezentanți ai acestei emisiuni, celebre cândva, o să-i ascultăm acum cu următoare farsă muzicală. Farsă muzicală, ok, farsă muzicală. Un cântec de primăvară. Da, un cântec, de fapt, cu o notă nostalgică, mai mult ținând cont în perioada care suntem acum. Un cântec despre un proces minunat, despre o zi perfectă petrecută în sânul naturii. Da. Primăvara a venit, afară brusc s-a încălzit și iarna a rămas o amintire. Când vineri lucru terminăm, acasă repede alergăm să marinăm pe mâine frigăruia, 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 frigăruia. Eu multe fete am invitat, căci de un an flămând am stat și le-am chemat pe toate în pădure. De dânsele nici nu mă ating, căci nu de fete am fost flămând. Mă interesează numai frigăruia, 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 frigăruia. De vreme am avut noroc, e seară și noi stăm la foc și ne amintim ce bun a fost frigăruia. Uia. Dar ce păcat s-a terminat și ar fi timpul de plecat, dar nimeni nu se scapă pe jaratii, fiindcă acolo se fac cartoafe coapte cu slănină învelite în aluminiu și cu brânză și cu brânză și cu ceapă și cu ceapă. Așa-i mai bună, așa-i mai bună cartoafa coaptă. Cum și-am spus, un omagiu frigăruilor. Bravo, bravo, bravo. Ce seară minunată, am cunoscut-o domnișoară beată, i-am zis că e frumoasă și o voi duce acasă și vom avea o fată, așa e dragostea neprotejată. Parabam-pam, parabam-pam. Bravo, Eugen! Mulțumim foarte mult partenerului nostru Fautor pentru această aromă în această zi în care vorbim și pe potriva melodiei lui Eugen. Mulțumim și partenerului nostru Proto Internațional și cărțile
editurii, aceste edituri pot fi găsite și cu livrare gratuită în Chișinău pe bookstore.md. Astăzi editura Prut vă pune la dispoziție cartea lui Bodyguard la Maică Natura lui Efim Tărlapan. Aici sunt adunate poezii satirice, parodii. Exact în tema, în tema emisiunii noastre de astăzi, concursul nostru Coșul Minim de Literatură arată un pic altfel. Vă readuc aminte că condiția este simplă, să ne trimiteți pe adresa emisiunii noastre Vânturile Valurile Live pe Facebook 6 cuvinte în care veți descrie cea mai tare farsă care vi s-a întâmplat sau pe care i-ați făcut-o cuiva. Și să ne lăsați și numărul dumneavoastră de telefon, fiindcă la sfârșit vom discuta cu 3 sau poate 4 autori care ne-au intrigat și vom ruga să ne spună mai pe larg întreaga poveste. Iar cei prezenți aici vor stabili clasamentul, vor stabili câștigătorul acestui concurs de astăzi. Parcă astea au fost pentru acest început de emisiune și dacă tot am vorbit până acum și ne-am adus aminte de un produs al nostru îndrăgit cândva, tot pe dos, aș vrea să discutăm în special, să continuăm discuția cu Beton, cu Dumitru, despre un alt fenomen din punct de vedere al meu, al umorului, al satirei. Este vorba de grupul Zebra, Zebra Show. Și te rog, Dumitru, să ne spui cum a început. În fond, a apărut acest grup al vostru dintr-o glumă, dintr-o încercare de a vedea ce va urma. Fiindcă toți erați parcă medici, erați ori nu toți. Eu sunt medici. Pacient. Nu toți. Erau și pacienți. Eu. Da. Tu erai pacient. Eu sunt pacient. Te rog să ne spui cum a fost și cum a crescut acest grup. Păi, cum și am spus, că a apărut totul într-o glumă mai degrabă de a te manifesta. Adică nu a fost scopul de a aduce ceva societății sau... Poate undeva inconștient, fiind studenți, oricum vrei să te manifesti, dacă nu prin învățătură, măcar scenic. Și este așa un concurs, nu știu dacă acum mai ține pe, din pe băncile studenților, TVC, tineri veseli și cutezători. Și cei cu aptitudini cât de cât teatrale sau cei care nu prea au emoții când ies în scenă sau să țină microfonul în mână, încercau să participe pentru o echipă, pentru o facultate, inclusiv și noi. Băieții erau de la medicină, Eugen era în altă echipă, Gaura Neagră, nu Gaura Neagră, 903, da, vorbești de origini, da? Zebra era o echipă de TVC, Zebra, după care băieții au conștientizat faptul că pot da ceva umor și au selectat, au făcut un fel de adunare a tuturor celor care cât de cât le reușeam cât de cât, celor mai buni, spune așa. Dar nu că eram prea bun, că eu mă uit în 2011 edițiile. Erați mai bun decât acum. Probabil, adică lumea râdea mai mult de noi, nu de ceea ce spuneam. Cred că asta era. Și uite așa s-a... Hai să vedem, Beton, hai să vedem un material video despre la acest subiect. Cu mare drag. Ну сейчас ты роки! Я в руке три Сваровски, кутрен, кумы началось! Да сейчас видите компыр пимы! Ну, плейдика с стрыч макияжу. Я уже делится здесь клеем. Ряса, цауду с букету. Макробукету фунел. Драги ножты, со штицкой ной вы любим. Сидим партия настра. Патру миде евро. Păi ne-am înțeles că punem câte 2000 de euro pe masă. Hai, 3 ceasuri de somn și... Auzi, Gare, să mă trezești 3 ceasuri, bună, ora 6. Gare, mă snuzi de ora 3 să mă trezești. Gare, eu mă duc. Mă nu uita să mă trezești, înțeles? Майку зомби, два Лера.
Валюсик, ну я вам înțeles, ну кât спати? Gata, Valera. Odată în an am avut și o sărbătoare. Știu că de obicei. Ne-i stricat 8 martie. E ca și tătanul. Șolcă, vei. Valea! Valea! Băi, este tot normal? Spune și ne bărbat, tu așa am să spun și ne ești tu. E că de-am. Bela e găreaci, cam și eu de-am. Întrebarea mea este atunci când pregătiți câte un număr nou, dacă vă dați seama la modul intuitiv că numărul este bun în sensul că umorul e de calitate, că publicul va aprecia, fiindcă în umor cum stăm? E foarte ușor să alunici în desuiet, în trivial. E imprevizibil scenariul, că scenariul poate fi bun, dar tu nu știi ce feedback o să ai. Experiența mult înseamnă, și întreb asta fiindcă mi-aduc aminte când ai venit la radio, la Jurnal FM și ai început, ai co-prezentator, erai cu Gabi, îmi pare că, și Gabi domina pur și simplu eterul. Eu număram câte cuvinte spunea pe emisie. Tu pur și simplu, din când în când puneai câte o replică și acum pur și simplu ai devenit un metro acolo. De fapt, tu ești cel care dictează regula jocului. Nu ar spune, dumneavoastră, priviți emisiunea și ascultați radio. Da, eu o ascult. Am mulțumit frumos că Gabi ascultă acum. Eu sunt unul dintre puținii care ascultă emisiunea voastră. Mulțumim, dar mai este, mai este loc de, adică nici vorbă. Dar dacă vorbim despre intuitiv, bine că noi de la început nu ne dădeam seama că făceam doar umor, adică cum spuneam ceva mai devreme, ca să ne manifestăm cumva și să aducem zâmbete pe buze. După care am înțeles că e o armă într-o oricare măsură acest umor. Exact ca și comparația cu creion, adică îți dă un creion, tu cu acel creion poți să scrii. Dar exact cu același creion poți să scoți un ochi. Și această informație, adică și umorul, pentru cineva el o asimilează într-un fel, adică uite cum se vede dintr-o parte, adică nu e bine, mai bine să nu procedezi astfel. Dar alții poate îl percep ca exemplu, el poate face așa, dar ce nu o să fac și eu astfel. Și e un risc foarte mare. Ne străduim și sociale, teme sociale să abordăm, că avem precedente, avem... Despre vaccin am făcut filmulețe, despre fals în știri. Era anul trecut, cu la fel pe segmentul pandemiei, despre Paștele Blajinilor, că toți voiau să meargă la cimitir, însă noi am făcut un filmuleț. Poate acolo umor nu era... L-am văzut, domina, da, l-am văzut. Dar a avut un feedback foarte mare, că am primit și... Bine, era mai mult satiric. Apropo, Anatol, fiindcă vorbim de calitatea umorului, ai jucat și comedie, ai jucat... În general, publicul în ziua de azi, poate că îmi pare mie că e așa, solicită în special comedii. Teatrele se conformează și montează multe comedii. E bine când comediile sunt de calitate, textele de calitate, mai prost când se întâmplă invers. Cum simți tu această calitate atunci când vorbim de comedii? În ce ține de ce vrea publicul, eu aici am o mare îndoială că noi avem, noi știm. Eu cred că nici publicul nu știe ce vrea. Eu judec după avalanșa de bilete sau da, bilete este adevărat, cumpărate. Dar, la... Da, 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 dar nu știu dacă... Dacă neapărat, bun, este adevărat că așa, cum să zic eu, țărănește vorbind, hai la ceva vie, să-l hai, să râdim, că atâta tristețe în viața asta și atâta. Adică dacă eu vrea cineva să vină la teatru din cunoștințele mele și mă întreabă la care spectacol să vină, eu îl întreb comedii sau dramă, n-am avut cazuri care să solicite dramă, toți vor la comedie. Asta este adevărat. De ce e așa, nu știu, probabil... Probabil, într-adevăr, urcă e puțin umorul, urcă necesitatea este foarte mare, ori timpurile sunt așa. Și de aia probabil că se montează aceste. Dar este adevărat, de ce zice, de texte și de faptul că
de ce râd oamenii noștri, de ce anume, de care situații și că, din păcate, tot mai jos și mai jos, adică se abordează texte simple, simpliste, așa să zic. Care... Nu știu, dacă în ce măsură pe tine ești mulțumit de, de sketch-urile, acum apar parcă mai puțin, înainte vreme erau și emisiuni întregi consacrate, construite din sketch-uri. Eu mereu, nu știu de ce, cred că înainte vreme, cum spunem noi, lucrurile stăteau un pic mai altfel, umorul era mai subțire, poantele erau totuși mai, mai ingenioase. Hai să vedem un asemenea fragment, acum un material video, cu Dem Rădulescu și cu Jean Constantin și ne întoarcem să discutăm la temă. Bună seara! Bună seara! Ce vă putem servi? Aș vrea niște băuturi, niște aperitive pentru Revelion. Da, avem ce doriți. Avem șliboviță, rom, fernet. Fernet e bun? Da, sigur, cu lămâie, cu bulețe de gheață. Dați-mi un fernet. Dă-mi video. Poftiți. Dar la 18 ce aveți? Șliboviță și 15, 18 și 15. O șliboviță, vă rog. Da, vă dăm tot ce doriți. La voastră sunteți clientul nostru, stăpânul nostru. Poftiți. Mulțumesc. Să o vezi cu plăcere. Mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani, un moment. Ați uitat să plătiți. Ce să plătesc? Șlibovița. Păi n-am schimbat șlibovița pe fernet? Da, numai că n-ați plătit fernetul. Dar ce am luat fernet? Nu l-ați luat. Păi atunci vezi, la mulți ani. La mulți ani să trăiți un moment. N-ați luat fernetul, dar v-am dat în schimbul lui o sticlă de șlibovița. Și? Și trebuie să o plătiți de moment ce n-ați plătit fernetul. Păi uite fernetul, raftul dumitale, eu nu plătesc decât ce cumpăr. Șlibovița ați cumpărat-o? Omule, eu n-am cumpărat fernetul, l-am schimbat pe șlibovița, așa că la mulți ani. Păi la mulți ani, dar nu e gata. De ce? Pentru că dumneavoastră când ați intrat în magazin ați venit cu o sacoșe goală și acum plecați cu o sticlă de șlibovița neplătită. Asta e culmea, mă faci și excroc, la mulți ani și de fernetul coace, cât costă? Un pol. Păi uite polul. Da. Și... și banii pe șlibovița. Dar n-am nevoie de șlibovița dumitale. Uite șlibovița, dăm polul și la mulți ani că mă apucă rebelionul. Păi la mulți ani și banii pe fernet. Păi nu ți-am dat în schimb șlibovița. Da, dar n-ați plătit fernetul. Atunci uite fernetul și dăm șlibovița. Și fernetul meu? Păi dacă e al dumitale, de ce să-l plătesc? Nu, că v-am dat în locul lui șlibovița. Păi cum o să fie șlibovița în locul fernetului? Atunci pofiți șlibovița și de fernetul și am terminat și la mulți ani. Și la mulți ani și banii pe fernet. Omule, fratele meu alb, păi n-ai primit șlibovița. Dar mata n-ai primit fernetul. Și atunci? Uite ce zic eu, ca să terminăm afacerea, hai să bem câte un păhărel din fernetul dumitale. Ba să zic că recunosc că e al meu. Nu, că nu l-ai plătit. Atunci ia înapoi fernetul. Dă-mi mie șlibovița și bem fernet. Asta. Și să vă dau banii pe fernet. Da. Așa, mulțumesc, la mulți ani și să-mi dai banii pe șlibovițe. Iată o mostră de umor, mie îmi place foarte mult. Dem Rădulescu era și celebru în epocă și cu Jean Constantin. Dar iată o situație pe care se construiau foarte multe sketch-uri și nuvelete umoristice. Pe neînțelegeri de felul ăsta. Mi-aduc aminte un film foarte vechi, american, al lui Bogdanovici, Luna de Hârtie, unde exact niște puști mici escroci făceau treaba asta numai cu bancnota de un dolar și cu o bancnotă de 5 dolari. Exact cu slibovoțe și cu fernetul. Și tu, voi cu Costic împreună aveți o emisiune, bine, nu este de umor, este o emisiune satirică. Este nu doar satiră, este satiră politică, e ușor altceva, dar oricum e nevoie de inventivitate, ingeniozitate, acuratețe lingvistică, trebuie exact spuse lucrurile. Străiești senzația asta că satira pe care o faceți voi de calitate? Vai de mine, nu știu de ce să fiu întrebat eu. În primul rând, n-am decât să fiu subiectiv și pentru că fac parte din echipa care face această emisiune și sunt departe de gândul că tot ce facem noi este de cea mai înaltă calitate. Bănuiesc că
avem și, adică bănuiesc, simt, uneori reușim mai bine, alteori mai nu reușim sau mai puțin bine. Cert este că, cel puțin eu, de mult nu mai îndrept săgețile înspre politicieni, înspre cei în care se adresează. Adică, la începuturi, acum 11 ani, credeam naiv că ceea ce facem noi o să-i miște cumva pe politicieni, adică pe cei despre care glumim noi, o să-i facă să le fie rușine, să nu fure așa de mult, să se comporte altfel, să fie mai atenți. Pe dracu, după care am înțeles că este un scop fals și este, speranța mea este îndreptată spre spectatori, adică spre cetățeni, că speranța mea este că se va subția, nu știu, auzi, cultura, deci vom avea ce se numește cultură, nu știu, socială sau vom ști să nu mai ridicăm asemenea nimicuri în funcții publice. Adică să schimbăm noi, pentru că să aștept să schimbi ei este un scop fals. Ai ceva de spus la... Da, desigur, eu dacă încep să cânt piese politice, beton, o să confirm, la noi, la fiecare spectacol, nu, spune, de Brașov, cântă, 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 am un banc foarte actual. Cântă. Un banc, dacă, da, un banc pe tema. Ex-președinte, 2019, vara anului 2019, ex-președintele se duce la stomatolog. Stomatologul se uită în gură, zic, e clar, aici trebuie de închis canalul. Cum de trebuie de închis? Eu nu mai le-am deschis. Dacă ai ceva de adăugat? Desigur, mama mea tot timp spunea că ce nu să te văd odată la televizor, să nu cânti ce este prostiești, da, de glumă, să cânti un cântec normal. Și eu așa m-am gândit că în emisiunea asta, când cineva o să mă roage să cânti, eu cânt un cântec de-al holograf. Special pentru mama, da, spate? Da. Care beton? La alegerea finului beton. Cântec frumos, eu mă alătur cuvintelor mamei. O strofă. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Și cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colin pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe n-aș fugi, tot ar fi prea departe. Departe de tine, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Prima dată în istorie. Beton. Și o piesă despre cum se odihnesc unii moldoveni în plină pandemie. Pozele din vara asta pe Facebook eu le-am postat, din Veneția, din Nisa și Spania neapărat. După numărul de like-uri eu acum sunt în top. Ce frumoasă e Molovata dacă o treci prin Photoshop. Wap-pam, ba-pa-ra-pa-pam-pam, pam-pa-ram-pam-pam-pam, pam-pa-ram-pam-pam, și vâșcăuțul. Mulțumesc partenerului nostru Vinăria Fautor pentru această seară minunată și prezența în Vânturile, Valurile, și editura, alt partener de-al nostru, editura Prut Internațional, ne oferă cartea Bodyguard la Maică Natură de Efim Tarlapan. Continuă concursul nostru Coșul Minim de Literatură. Ei bine, aici e surpriza serii. Dacă am înțeles bine, până la această oră nu avem niciun participant la concurs. Se vede că v-am dat gata cu oferta noastră. Încă o dată încerc să explic în ce constă concursul nostru. Trebuie să descrieți doar 6 cuvinte, 6 cuvinte cheie, dacă doriți, esența unei farse de 1 aprilie. Acele 6 cuvinte care ni se vor părea nouă, mai ofertante, autorii celor 6 cuvinte, vor fi telefonați și la sfârșit ne vor
relata, ne vor povesti pe larg în ce o constat această farsă. Câștigătorul va intra în posesia acestei cărți, iar câștigătorul va fi desemnat de invitații acestei serii. Așadar, continuăm discuțiile despre umorul de calitate și, bineînțeles, că gândul ne duce la clasici, la marii comedianți, mari actori de comedie. Și de asta am insistat foarte mult ca să pregătim câteva materiale video și să ne amintim de regii umorului, cum sunt numiți cei care ne fac să râdem și să ne aducem aminte și în această seară, în primul rând de Charlie Chaplin. Am ales Nonsense Song din filmul Vremuri Noi. Să revedem acest moment. Distentore, je ne presse que fore, je ne presse ta vore, je la tue la ti la toi. La spinage en la bouchon, cigarette portobello, si rocky spaghetto, je la tue la ti la toi. La cime, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Toula, 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 wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia s'entrevore. La zonche comme ça, j'ai la peau satire à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite. Je la tasse à ville à toi. C'est mon très seul centre, tu vois seul l'autre ventre. Les anges si qu'attenta. Cu Beton aș vrea să discut. Îmi pare mie că orice actor comic sau actor de entertainment, de divertisment, trebuie să aibă în față mereu asemenea exemple. Clasicii sunt cei, mai ales în exemplul lui Micuțul Vagabond, lui Chaplin, sunt nu doar un exemplu. Ei sunt, știi cum, o marjă dincolo de care nu poți, sau care mereu îți spune
cum trebuie să mergi? Sau îți șoptește mereu în spate, nu faci bine. Nu știu dacă te gândești la asta. 100% e umor. Charlie Chaplin a luat umor. Adică micuțul vagabond, însă și seriozitatea lui. Da? El este foarte gentil. El de fiecare dată scoate pălăria în fața unei doamne. Însă și umorul, ce e umorul? Niște glume, ironie, date serios. Adică, dar, fraților, Anatol, uitați, cum face orice număr făcut de Chaplin, dă senzația de o ușurință nemaivăzută, lejeritate. Mulți specialiști în materie au încercat să desece cumva din ce constau aceste mici gag-uri din care se compune un rol. Unii spun că el improviza pe platoul de filmare cap-coadă, dar oricum, astăzi, nu știu dacă mai vedem astăzi asemenea exemple. Ușurința asta, această aparentă ușurință este proprie arte în general, nu doar lui Charlie Chaplin, ci și actorilor dramatici care îți lasă impresia, uneori te uiți la un actor bun și te întrebi când stai acasă pe canapea, dar ce face, domnule? Nu face nimic. Îți pare că, da, mă ridic și eu de pe canapea asta și fac și nu reușești. Mă uitam acum și mă gândeam că este inegalabil și mi-am amintit, am citit undeva, am auzit undeva că e fapt împlinit, că când era încă în viață a fost un concurs de imitare a lui Charlie Chaplin. Și Charlie Chaplin s-a dus incognito și a luat parte la acest concurs și a luat locul 3. Așa că pot fi imitați mai bine decât el. Iar dacă ne gândim bine, eu de multe ori m-am întrebat din ce constă gluma, pentru că iată, spunea Beton că cum te ghidezi, bineînțeles că după asemenea repere sau după felul cum reacționează publicul. Foarte mulți, băi, cum zicem noi, o să meargă asta, ori nu o să meargă gluma asta, o să râdă, ori nu o să râdă. Și dacă ne gândim bine, eu am stat să mă gândesc din ce constă, pentru că totuși umorul este și o parte tehnică sau practică. Oamenii care, la care umorul este meserie, după părerea mea, nu se pot baza pe faptul că o să improvizez sau o să văd. Improvizația asta, știi cum, un fel de orgasm în artă. Asta, pentru asta trebuie să muncești mult ca să ajungi la improvizație. Dar și atunci când stai să te întrebi, unul din ingredientele umorului care pe mine m-a surprins, nu știu, poate nu am dreptate, este durerea, tragedia și drama. Pentru că în fiecare glumă, dacă ne gândim bine, este o dramă de durere și de jignire și de supărare. Și dacă nu-i doar asta, părerea mea, umorul, gluma, trebuie să conțină adevăr. Dacă gluma nu conține adevăr, deci o doză de adevăr pur, să se refere la ceva exact care este adevărat, dacă gluma nu conține o mică doză, o linguriță de dohot, de durere, și dacă nu conține un fel de pronostic, dacă vrei, sau un talent de a merge un pic în fața cailor, știi, nu mult, un pic, știi, de a duce, astea sunt niște ingrediente. Cel puțin nouă, mi-amintesc întotdeauna când e vorba de comedie, mi-amintesc de vorba unuia dintre profesorii mei de la MHAT, de la școala de teatru, de la facultate, care ne repeta într-una, comedia este o dramă care s-a întâmplat altuia. Care da. Nu s-a întâmplat ție. Așa este. Vorba lui Molière, visul oricărui comediograf este să înceapă piesa ca o comedie și să sfârșească ca tragedie. Da. Tot vorbind despre... Vedeți cum, volens, nolens, când vorbim despre comedie, discuția se duce în zona maestriei actoricești, prestației actoricești. Iată, noi, teatrul românesc are o tradiție, un spectacol care, din punctul meu de vedere, a marcat într-o anumită măsură teatrul ca instituție și ca gândire. Este vorba de spectacolul Chierița în provincie. Chierița la Iași, dar în special Chierița în provincie. E o tradiție, e o lege nescrisă în teatru, acest rol al Chieriții se joacă în travestii, îl joacă bărbații, de la Matei Milo până la Nea Costache Constantin, Igor Chistol, Slava Sambriș, Slava, da, mai întâi Slava, nu, mai întâi Igor. Șcurea a jucat, a fost și o excepție, Tamara Buciceanu, dar bine,
a fost și aleasă o actriță excepție foarte bărbată de asta. Hai să vedem un scurt material video despre câteva spectacole Chiriță și vom reveni să discutăm. Eu m-am aritat bărbatul meu cu brosul și cu acioarele. Bre, parcă am întinerit de 20 de ani. Vine să zbor. O să vă dau de bun lucru, da. Hai, ofițer! Ce fani le-au anat? I-am cerut el, neaga. Vai, ca să te omoare. Nu se poate. Nu se poate, bunică. Ce cauți în casa mea? Berbantule. Ce să caut cu coană? O zarnacade. S-o-i dai o zarnacade? Că noi puteau aduce. Nerușinatule. Nu bat, nu. Uite, eu bat. Tu bat. Așa e. El, ea nu bat. Nu bat. Chirițoiu! Ești potrăsnit! Cum trăsnitule! Cum trăsnit! Ia-mă, dragă, ia-mă! Că m-am săturat de țara aia asta! De fiecare dată când vorbim despre actori mari la care facem trimitere, constat cu tristețe că aici, în această așa numită Republica Moldova, lucrurile s-au extrem, extrem de trist la capitolul ăsta. Am căutat, la ce mă refer, am căutat filmări cu Nea Costache Constantin în rolul Chiriții. Am căutat filmări cu Ioan Sandriș Curea în același rol. Nu am găsit nimic. Oriunde în lume, orice, la ruși poți găsi, România este plină cu filmări de fond, nimeni nu le-a aruncat, nimeni nu le-a șters. La noi e o atitudine barbară și față de această muncă și față de acești mari artiști, dacă vreți, că până la urmă Nea Costache, Chirița lui merita să rămână cel puțin și din considerentul că a fost un rol total diferit din ceea ce am știut noi. Nu mai spun că Ioan Sandriș Curea a avut o Chiriță intelectualistă, era iarăși cu totul altceva. Cum să nu vedem, cum să nu rămână așa ceva? Da, știu că pun întrebări retorice. Bun, hai să mergem mai departe. Fiindcă este, Valeriu, așteaptă un pic, acum vine momentul în care am să vă rog pe toți să ne spuneți câte un banc, va fi un mic concurs, dar fiindcă tot ne-am adus aminte de câteva produse umoristice care le-am avut la televiziune, tot pe DOS sau Zebra, hai să ne aducem aminte și de o perioadă de glorie în care toată lumea asculta sketch-urile acelui grup care se numea Planeta Moldova. Ei au avut și multe numere muzicale, ceea ce și Zebra face. Hai să ne aducem aminte de un număr muzical al Planetei Moldova, Alimentara, sau cunoscut pentru toată lumea, Avem de tăte. Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem bilete. Avem paștet și păstări, soc și campot, avem caslete. Osmași, piceni, păpușoi, avem și moare și plinele. Și scrop și covrijei, avem povidlă, gălușii și pâni cu unt. Avem harbuși și cartofi, curechi și chiperi, avem și foamă și ferjă, goldane și prăsade. Avem chitele și spirț, chisel și jele, avem și șuși și colivă și plachii. Tocmași, avem și murături alade, sârco
tot sună știlii meni. Oloi, chefir, patlajeli, mărar și pătrunjel, apelsini, mandarini, vărzări și cârnați, macaroane și șubă, și babă și siroc, și grecică și malină, și sous și fasole, și pivă și tarancă, și icri negri must, selodcă și ouă, cafeti și beanici, zefir și slănin, avem și oric, și bitoci, acuti, butui, bastonașă, hercules și izium. Și o plepică ca busneac, muștei, farș cu coșei, pizze, bulion, tușoncă și piure, avem omlet și învârtită, păstări și șașlăc, avem și plov și zgușoncă, griliaș și bostănei, și avem botcali, catlete și vafle, zavargă, sosiscii, goroc și kvas și dulceață, pirog și usturoi, și așa mai departe, intrați și cumpărați. Clipul e din 2004 și stăteam acum și-l ascultam și mă întrebam oare câți tineri din ziua de astăzi mai vibrează la umorul pe care cel puțin îl apreciam noi atunci. S-ar putea ca unele realități să se schimbe și iată, umorul totuși este un produs perisabil, Beton. El nu schimbă, să fie așa. El răspunde la situația care actualitate acolo. Mai mult. Da, este ancorat. Dar de fapt alimentarea este un lucru veșnic în Republica Moldova, așa observ. Da, e destul de actuală. Piesa, eu aș mai schimba ceva da. Acum. Veniți, intrați și vă vaccinați, avem de tăti. Avem și Pfizer, Moderna și AstraZeneca, avem și în pastile. Să ne gândim mai departe, da. Bun, am pomenit de bancuri, că vom încerca să spunem fiecare câte un banc cât mai bun, mai ingenios. Și mi-am adus aminte pe timpuri, iarăși pe timpuri, la TVR, Florin Piersic avea o emisiune de bancuri, dacă cineva a prins-o. Și vreau să vă spun că era o emisiune destul de vie, interesantă, lungă, dar cu Florin Piersic nu poate fi scurtă. Nu e așa. Haide acum, până începe bancurile, să ne aducem aminte de Florin Piersic într-un rol, în rolul lui Constantin Tănase. Constantin Tănase, probabil că multă lume știe, a fost un actor de satiră și satiră politică, renumit în anii interbelici și în anii războiului și după război, în perioada comunistă a României. Și aș vrea să spun doar un mic episod în viața, sfârșitul practic dramatic, tragic al lui Constantin Tănase. El a terminat-o și a fost terminat de ruși într-un mod, nu știu cum să zic, într-un mod absolut nedrept. Pentru miseria lui a fost pedepsit. Când a avut loc ocupația, România a fost ocupată de trupele sovietice și soldații ruși sovietici ieșeau în străzi și opreau orice trecător și îi spuneau davai ceas și îi luau ceas sau davai palton. Astea erau două replici cunoscute. Constantin Tănase a apărut seara pe scena Cărăbușului și a interpretat următorul cântec. Rău era cu Vasis Das, dar mai rău cu davai ceas. De la Nistru până la Don, davai ceas, davai palton, davai ceas, davai moșie, hărașo tovărășie. Și cu asta s-a terminat cariera marelui actor Constantin Tănase. Hai să-l vedem pe Florin Piersic în rolul lui Constantin Tănase. Și mai nu-mi place omul care în orice împrejurare te întreabă la o adică, mai, dar mie și în pic, măi, are leacă pe și face, dar numai atât nu-i place, ca să scrie în colțul un da, intră în lefușoara ta, păi cum așa, măi, cum așa, unul vrea că m-a propus, altul că nu s-a opus, ăsta că m-a înregistrat, ăla că m-a prezentat, păi de-aia întreb precis și drastic, măi, și leafa mea e gumilastic, eu vă spun așa, pișleau, nu mai vreau, măi, nu mai vreau, măi, nu mai dau. Chestia asta nu e de acum, asta e de la Cărăbuș. E, sau un alt caz mai mitic, într-o bună ziulică mi-am luat șalba din dulap
Și m-am dus cu ea proțap la birou la mea cu tare ca să-mi dea o aprobare. El mi-a spus, aveți dreptate-l, salajează! Nu se poate, că regulamentul spune, că un paragraf se opune, că articolul B mare are altă interpretare. Și de ce am cerut nici gând, pa, bonjur și altul la rând. Vorba aia, ce să-i faci, bă, rabs și tași, tași, dar am eu o verișoară, drăgălașă și-ți prin țară. Mi-a spus, ia de jalba în coasă, mă duc și eu cu ea, să se ducă dacă vrea. Mari, verișoara mea, nu știu ce face, nu știu ce zice, știe, domne, să... Explici, e locventă, dă din coate, păi de frate că se poate. Și articolul pe mare nu mai are interpretare, paragraful nu mai spune, legea nu o să mai opune, verișoara s-a luptat și uite că s-a aprobat. O luptat la o, adică doamne, fără frică, chestia asta lui de-a cu șastă de la Cărăbuș. Bun, începem concursul nostru Blitz de bancuri. Mergem la Berlin. Valeriu, ești cu noi, încă ne mai auzi? Da, da. Așadar, noi începem concursul nostru de bancuri. Ce banc îți place, care îl crezi tu că e cel mai bun? Ну, я вспомнил старый такой не банк, ситуацию, когда мы сидели в редакции Кипаруш в далеком 80-м году. Сидел Валера Ницой и Виктор Павлюк, как наша там компания. И заходит Гросс, это была зима, весь такой замерзший, пар от него шел, он кого-то провожал, родственника на автовокзале. И он говорит, я такую ситуацию видел. Я стоял на вокзале авто, и смотрю, какая-то матуша бегает с сумкой, бегает к одному автобусу, к другому автобусу, что случилось? И она про себя кричит, че сам ты плак, та ли автобусы пляка, но мы ланте фриз, да боль бока, не шуну. Тогда пришли и карусы много желтых, помнишь? И были большие такие таблички были, антифриз. Да. А куда ехали, там падало воды, шариковые ручки. И люди не видели, а видели, все на антифриз ехали. Да. Бетон? Да, я мям аметит де он банк марлой маэстро Георги Урски. Практики ли кунос по тоте банку, ли улёре ци аметеш, дар пер ситуация. Акум мям аметит де ону. Și că era un tocelar în stradă, se apropie domnișoare de el, zic, băi, dacă îmi dai 5 lei, îți arăt genunchi. Dar dacă îmi dai 10 lei, ridic fusta mai sus genunchi. Dar dacă îmi dai 20 de lei, îți arăt unde ne-a tăiat apendicita. Scoate 20 de lei, dar e că aveți spitalul de urgență, e că acolo ne-a tăiat. Da. Bun, Eugen, știi ce bancă să spui și de asta te sar? Corect, asta ar fi o greșeală să-mi dați voie să spun bancuri. Anatol, cu bancurile cum stai? Bancurile care îmi plac mie, de regulă, nu prea plac celor care cărora le spun. De ce? Și eu am să spun un banc care nu place, dar... Da, de ce eu spun... Eu știu bancurile care plac, dar aici o să-mi permit să spun un banc care îmi place mie. E cunoscut bancul, nu știu, poate îl știți. Se întâlnesc doi moldoveni, noroc Ion, noroc Vasile. Cum viața la tine? Cum? Bine, mulțumesc, dar la tine? Și la mine, bine, mulțumesc. Apa așa ne trebuie dacă suntem proști. Da, apropo, este un banc foarte bun. Am să spun și eu unul foarte scurt, care de câte ori l-am spus, mie îmi place foarte tare bancul ăsta. E foarte scurt și foarte profund, mi se pare. Lumea, de câte ori l-am spus, rare persoane au reacționat. Bancul sună în felul următor. Un australian voia să-și cumpere al doilea bumerang, dar nu putea scăpa de primul. Și încă unul, vreau să semnalez apariția unei cărți. Uitați-vă ce carte groasă este, se numește Oxymoron. Este scris, selectat, îngrijit de Sava Calabadău. Sunt adunate tot felul de bancuri și glume
care au marcat istoria Uniunii Sovietice, practica oamenilor care au traversat acea perioadă. Sunt foarte multe, este una scurtă, deci care este biletul câștigător? E biletul de partid. Bine, sare în vedere carnetul de partid. Vă recomand această carte. Deci, ne spui totuși, da? Desigur, desigur, asta e ultima ediție a emisiunii Vânturval. Pentru tine, pentru tine. Pentru mine, da, și în general ultima dată mai vedeți la Jurnal TV. E trecut de ora 9, sper copiii dorm. De fapt, e banc despre copii. Situația se întâmplă în clasa a treia. Din viață, apropo, din clasa a treia, profesoara întreabă copiii care și cum s-au născut. Ce știu eu, Mărioara ridică mâna. Da, Mărioara, povestește-mi. Păi, pe mine părinții m-au găsit în varză. Dar cum așa, Mărioara? Poți să ne povestești? Da, părinții mei se plimbau pe lângă un câmp cu varză, au auzit acolo foșnind în frunze, s-au apropiat, au dat frunzele la o parte și m-au văzut pe mine. M-au luat și de atunci trăim împreună. Ok, da tu, Ionel. Dar pe mine m-a adus cocostârcul. Da, ce de interesant, ne povestești și nou. Păi, iată, părinții mei, mama și tata stăteau în ogradă, seara ei erau îndrăgostiți unul de altul și zburau un cocostârc. În clanță avea un bebeluș și a văzut părinții mei îndrăgostiți, a aterizat în curte și m-a predat părinților, de atunci trăim împreună. Dar tu, Bulă, cum te-ai născut? Pe mine m-a adus cu feribotul. Profesoara se gândește, învățătoarea de fapt se gândește, păi, cum așa, nu știu așa, legenda ea povestește. Păi nu știu, ieri mergeam prin casă și treceam pe lângă dormitorul părinților și am auzit cum tata spunea, nu feribot, că o să rămâi însărcinată. Am spus eu că nu trebuie să-ți permit să spui bancuri. Bun, fiindcă ne-am adus aminte de câteva produse, emisiuni de comedie, umoristice, nu puteam să trec cu vederea un alt produs lansat la Jurnal TV 02 și aș vrea iarăși un număr muzical am selectat din această emisiune pe care vă invit să-l urmărim. Trecut de două noapte, adică 2:32. Mă trezesc că aud pași din camera de lângă noi. Parcă mi se părea că m-am cuiat, dar de fapt nu m-ar mira că la cata aia e veche de când mama încă trăia. Și mă îndrept spre ușă, în mână țin băta. Mă grăbesc când știu că fata mea dormi alătura. Îmi fac sfânta cruce și încep să fac pași. Iar când ies pe ușă, fata mea ieșea în oraș. Unde te-ai pornit la ora asta și cum te-ai îmbrăcat? Ești așa de machiat că și părul-i machiat. Ai uitat ce-am spus aseară și-ai uitat că eu ți-ai stat pijamaua la culcare, 5 minute ești în pat. Unde te-ai pornit la ora asta și cum te-ai îmbrăcat? Ești așa de machiat că și părul-i machiat. Ai uitat ce-am spus aseară și-ai uitat că eu ți-ai stat pijamaua la culcare, 5 minute ești în pat. Așadar, ajungem aproape de final și e timpul să vedem ce e concursul nostru, coșul minim de literatură, în această ediție care s-a dovedit a fi o piatră de încercare pentru prietenii noștri care ne urmăresc în fiecare marți, dar până la urmă totuși avem câțiva curajoși care au încercat și ne-au scris alea cuvintele cheie care ar defini o poantă de 1 aprilie pentru ei memorabilă. Așadar, aștept acum să vedem colegii mei din regie să ne... Aha, încearcă să-i găsească. Iată, Andrei Copăceanu. Bună seara. Bună seara nu trebuia descris, fiindcă cuvintele cheie ar fi... Deci așa, farsă, glumă, zâmbet,
fericire, improvizare, momente de neuitat. Șase cuvinte, eu nu le-am numărat, cred că sunt multe. Bine, momente mai de departe. Neuitat. Șase erau șase de beton. Dacă să catalogăm momente de neuitat ca un cuvânt întreg, da. Șef cu hârtie igienică în pantaloni. Bun. Bun. Marcel Sobieski, Moldova, ocean și plaje. Scuze, Maldive. Bun. Bine, hai să vedem. Hai să încercăm să experimentăm, să vorbim la telefon. Cine este? Andrei. Andrei Copăceanu. Andrei. Bun, Andrei, spune-ne nouă care este farsa de 1 aprilie, să o auzim. Farsa de 1 aprilie? Păi, da, ai scris cuvintele despre... Ori tu ai... Am scris cuvintele cheie pentru o farsă ideală. Da, nu pentru o farsă ideală. Pentru o farsă pe care ți s-a întâmplat sau care ai pus-o tu la calea altora. Bun, am înțeles, mulțumesc. Mergem mai departe. Sper că cineva a înțeles corect ceea ce am avut în vedere, că am avut în vedere farsele pe care le-ați pus, le-ați jucat altora sau care alții vi le-au făcut. Aveam... Este Alexandru Puiu, șef cu hârtie igienică în pantaloni? Mie mi se pare că asta a avut loc în realitate. Când facem legătura, poate să povestesc subțint o farsă. Eram clasa 12 la liceu și nu era de 1 aprilie, era 8 martie. S-a ridicat tot aproape. Da, e o sărbătoare. Da. S-a ridicat un coleg, fetelor, vă rugăm frumos, nimeni nu pleacă acasă după lecția 7, vă așteptăm în cabinetul 408. Cu mare drag. Dar în ziua aia aveam doar 5 lecții. Fetele, bine, mersi, fericite pentru surpriză. Noi după 5 lecții, toți băieții, ce ai spus? Lasă! Și au plecat toți acasă. Fetele au așteptat lecția a 7, sărmanele, tot așteptau la ușă, băteau la ușă. Dacă de fac surpriza, la ora 16:00 m-a sunat dirigenta, o să-mi permiți, mă, măgarule, unde ești? Dar astfel de farsă, vreau să încerc scuze fetelor. Alexandru Puiu. Da. În ce constă farsa? Deci, activam într-un serviciu public mulți ani în trecut. Deci, șeful nostru mult iubit în ghilimele, ieșesc într-o bună dimineață de liceu și nimeni nu s-a încumetat să-i spună că de urmă stă o coadă de hârtie lungă de liceu și asta chitaman de 1 aprilie. Sunteți iar un laț, dar ăsta și eu și nimeni nu-i spune este meu. Era rușinat. Și că așa a fost o farsă de 1 aprilie involuntară. O să spune Dumnezeu nu bați cu bațul. Dumnezeu nu bați. Beton a tras concluzia. Așa și mai avem, am înțeles că încă un autor, Marcel Sobieski. Moldova, ocean și plaje, scuze, Maldive. Cred că e ascuns o poantă aici, dar iarăși repet, sper că vi s-a întâmplat și vouă ceva din ceea ce... Trebuie să spun că e bancul ăsta cu... Suntem, Moldova și Maldive, da, Maldive locul de cuvinte. Facem legătura cu... Dacă avem pe cineva la telefon, dacă nu... Da, este, știi, mă gândeam chiar în pauză, emisiuni de felul ăsta totuși trebuie făcute, înregistrate, fiindcă ceea ce facem noi este absolut... Eu mă gândesc să intervin, că la radio o secundă e... Da, la radio voi nu vă puteți permite. Sunt... No. La radio voi comutați pe melodie și ați rezolvat problema. Dar mai tare, păi e ok. Aici, adică, noi putem să mergem cu discuțiile în alte parte, dar pe urmă dacă se face legătură telefonică cu Marcel Sobieski, gata. Este sau nu? Este, Marcel. Bun, hai să auzim și poanta și farsa de... Am înțeles farsa lui, da, mulțumim. Bun, mergem mai departe, fiindcă, da, ce facem? Rămânem cu... Avem practic un singur participant care ne-a și spus. Participăm și noi. Șeful pedepsit. Care... Da. Deci, cum îi spune, dați-ne numele câștigătorului, Andrei? Alexandru. Alexandru Puiu intră în posesia acestei cărți, scrise Bodyguard la Maica Natură, scrisă de Efim Tarlapan, editată de Prut Internațional. Fiindcă, da, și bineînțeles că mai avem un concurs obligatoriu,
Festivalul filmului de un minut. Probabil știți bine că iată ne apropiem de sfârșit. A mai rămas doar o singură lună, luna aprilie, în care puteți să ne trimiteți filmele voastre. Și premiul mare este un iPhone 12 oferit de partenerul concursului nostru, rețeaua de magazine Enter Next Level U. Cunoașteți și membrii juriului. Este vorba de regizorii Dumitru Grosei și Ion Usate și producătoarea Valentina Iusup Hojaev. Ei decid în fiecare lună cine va accede în marea finală din luna mai. La începutul lunii mai vom avea o emisiune dedicată doar acestui subiect. Ne vom uita la filmele pe care le-am arătat timp de un an, de un sezon, nu de un an. Și aici juriul va stabili în direct cine este câștigătorul. Astăzi vă prezentăm un trailer pe baza cărții Pădurea norvegiană de Haruki Murakami, realizată de Ene Andreea și Angel Mădălina. Să privim. Au trecut 18 ani de atunci, dar îmi amintesc ziua aceea de pe Paște cu lux de amănunte. Iubești? Bineînțeles. Poți să te rog două lucruri? Poți să-ți spui trei dorințe. Nu, doar două sunt suficiente. Una la mână, aș vrea să știi cât îți sunt de recunoscătoare pentru că ai venit până aici să mă vezi. Am să vin să te mai văd. Care e cealaltă dorință? Aș vrea să mă ții minte, să nu uiți că am existat, să-ți amintești mereu de mine, de faptul că am mers așa, alături de tine. Bineînțeles că n-am să te uit niciodată. Eni și Andreea, felicitări, fiindcă chiar cred că am rămas nu doar eu surprins de această abordare. Și să faci un trailer la un roman celebru de-a lui Murakami. Am vrut să vă întreb și pe voi, fiindcă discut cu invitații mei despre, foarte pe scurt, despre acest concurs. Am făcut noi un efort pe parcursul unui sezon pentru a genera cumva interesul tinerilor pentru această artă a filmului realizat cu telefonul mobil. Am avut și exemple de destul de bune, filme reușite pe care le-am arătat noi. Încă o dată, repet, la început de mai vom avea o emisiune de totalizare în care vom revedea toate filmele și câștigătorii fiecare luni. Cum vi se pare această idee, această inițiativă de a trezi gustul pentru make move pentru facerea unui film. Dacă își are, dacă e actuală chestiunea asta, dacă găsește cumva ecou în sufletul tinerilor. Dacă mă întreb mine, eu cred că da, sigur, de ce nu? E o chestie bună și frumoasă și sunt sigur că... Sau poate e greu de făcut, e dificil. Asta am vrut să zic, după modesta mea părere, cerințele sunt draconice, absolut. Eu recunosc, eu nu m-aș încumeta la așa ceva. Este foarte greu să vorbești scurt, e foarte greu să scrii scurt, e foarte greu să spui ceva scurt. Părerea mea este că filmul de scurt metraj, de exemplu, cel puțin pentru mine, este mult mai complicat ca gen decât filmul de lung metraj. Și mai ales de un minut, să spui într-un minut ceva este destul de dur. E complicat, dar cred că... Da, dar se poate.
Da, și e loc doar de afirmație, adică nici vorba de lucruri negative. Mai eu mi-am amintit, mă iertați că vă întreb, am amintit de Steven Spielberg, că la 13 ani a montat un film de scurt metraj, dar pe peliculă l-a montat, la 13 ani. De ce adolescenții nu ar putea face film? Fac, eu nu zic, ei fac, dar... Sunt probleme acum, aplicații, poți să descarci în telefon, să montezi, să încerci. Ce spunea sunatul, se vede că e complicată totuși treaba. Să comprimi într-un minut o idee nu este un lucru simplu. 20 de ori trebuie de încercat. Fiindcă astăzi am vorbit despre actori, despre actori celebri, mai puțin celebri, despre comediografi și comedianți, mi se pare incorect să trecem cu vederea un nume de reper în arta noastră teatrală și este vorba anume de Gheorghe Urschi. Hai să vedem un material video și pe urmă poate reușim să spunem două, trei cuvinte. Și totuși, auzi, dragă tati, ia mai lasă corvoada asta casnică. Mai odihnește-te, mai vină-ți în fire, mai trage-ți sufletul. Regele umorului din Moldova, Gheorghe Urschi, s-a născut la 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. A studiat la școala de teatru Boris Ciuchin din Moscova, iar după absolvire și-a început cariera actoricească la Teatrul Luceafărul din Chișinău. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole. Celor 40 de ani de activitate. A scris cărți și piese de teatru, a realizat numeroase emisiuni și concerte, a scris scenarii și a regizat 3 filme. Gheorghe Urschi este cunoscut în special ca realizator de emisiuni umoristice, în care lua în derâdere prostia omenească, rusismele, lenea, îngânfarea, beția, dar și corupția, și în care juca alături de actorul Gheorghe Pârlea. Buba, ăta buba, gde ăta buba? A, buba, of, pus într-un loc așa de nepotrijit. Timp de zeci de ani, Gheorghe Urschi a jucat pe sute de scene din întreaga țară, devenind un comic popular. Ce asta? Ce-i cu treaba asta? Asta nu e o treabă. Stai apă. 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 Bineînțeles, Gheorghe Urschi, rămâne un reper și rolurile făcute, sketch-urile. Mă uit și pentru, și tu l-ai citat în seara asta, colegii noștri tineri din 02 chiar au avut emisiuni de emisiuni, au reînviat, au reclădit scenete pe baza sketch-urilor scrise de Gheorghe Urschi, a fost scriitor și dramaturg. Bun, suntem gata în faza finală, avem cred că 4 minute, îmi spun colegii. Haide câte o chestie memorabilă, iarăși, o glumă, o întâmplare din activitatea voastră profesională. Eu am vrut să-l citesc pe Iuri Niculin, spunea, umorul este o treabă foarte serioasă, de fapt. Cu care tu seameni, apropo. Te-am văzut în sketch-ul ăla cu mâna în gips și mi-am amintit foarte tare, mi-am amintit de... Să știi, domnule Durbală, că am găsit o poză a lui Iuri Niculin, tânăr, fiind soldat. Da, și eu am văzut, da. Foarte, foarte mult. Adică cum? Mă seamănă doar vizual, adică doar atât. Adică, ca profesionalism, nici vorba. Iuri Niculin, la fel e un punct de reper. Și vorbeam ceva mai devreme despre seriozitatea pe care o dădea el în filmele lui, dar de fapt, și fiind clown încă după specialitate. Și în spatele fiecărui umorist, mă adresez celor consumatorilor, mă adresez acum, să știți că oricum există și o tragedie, există o dramă și există lucruri cotidiene. De asta vă rog din suflet
în momentul când întâlniți pe cineva în stradă, doar și eu știu așa de trist, s-a întâmplat ceva, nu mai dați astfel de întrebări, pentru că... Apropo, asta este, Anatol, este, de ce vorbea acum Dumitru, e un truc actoricesc, vezi, mari actori de comedie au aceste moace serioase. Da. Iată, vorbeam de Constantin Tănase, la ruși, mereu mă uimea și Irvin, care pur și simplu nu făcea nimic, dar trezea râsul. Dar mai este Altov, dar mai este din ăștia, din celebrii posaci. Sau cum să zic așa, dar eu nu cred că asta este o mască, eu cred că asta este un firesc și oamenii de fapt care fac umor de regulă sunt foarte triști și ascund drame de regulă foarte mari. Și apropo de Niculin, am vrut să zic de, fiindcă a fost un actor celebru și cumva ne-a marcat, pentru că noi am copilăriile noastre, cel puțin au fost, poate nu așa de apropiat, dar totuși, cel puțin a mea, a fost în mare parte pe ce se dădea atunci, pe timpul Uniunii Sovietice, și Niculin era un îndrăgit foarte tare, se făceau bancuri. Și am vrut doar să vă amintesc ce roluri dramatice, extraordinare a făcut el, dramatice. S-au găsit regizori care l-au distribuit, nu le-a fost frică să-l ia în roluri dramatice, cum a fost Ciucela făcută de Roland Bâcov, cum a fost Dva Baița sau Anis Rajali Zarodinu, mi se pare că ăstea, cum a fost Rubliov, al lui Tarkovski. Și eu întotdeauna când mă uit la actorii de comedie, exemplu la Petru Oistrich, eu acum o zic așa, eu tot timpul mă întreb, oare o să găsească un regizor care să-i propună un rol dramatic? Mi se pare că această dramă pe care o ascund oamenii aparent, nu că aparent, dar care fac meserie din umor, ea merită exploatată în artă. Și o să-mi cheltui timpul pentru poanta mea ca să zic o frază pe care o împărtășesc totalmente a unui reper al meu în viață, Arcadi Raichin. Eu m-am făcut actor, de-aia că am vrut să fiu ca el. Iată că vorbeam despre faptul că, pentru că l-auzeam foarte mult și l-a apucat pe Arcadi Raichin, și el zicea așa că oamenii care nu au simțul umorului, ălora trebuie să le se dea grad de invaliditate. Da, așa e. Un cântec dramatic sau o istorie dramatică? Da, ai și tu una la final că... Cântec sau istorie dramatică? Că dacă tot vorbim așa despre tristețe, ce alegi? Cântec. Mă doare, stric și apoi tac. Prostata e un fleac pentru un bărbat. Dacă zâmbiți, înseamnă că totul e bine. Bun, cam asta a fost timpul a zburat iarăși foarte repede. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezenți la emisiunea din această seară, iar cei care nu au apucat să vadă întreaga emisiune ar putea să ne revadă pe platformele noastre jurnaltv.md sau pe site-ul meu personal vânturilecratemevalurile.com sau pe pagina noastră de Facebook Vânturile Valurile. Astea fiind spuse, Eugen, te rog să te mai concentrezi pentru un ultim acord al acestei seri. Ceva de veselie, de dragoste, când să ne înviorăm, da? Un bărbat a încercat să impresioneze domnișoara chiar la prima întâlnire și domnișoara cântă. Ieri la întâlnire am fost cu un acrobat, 99 de poziții el mi-a demonstrat, dar din 99 niciuna nu mi-a plăcut, toate el la paralele singur le-a făcut. Fodor Winery, cea mai premiată companie vinicolă din Moldova.